Da, tema bună pentru seara și bine ați revenit cu Drana, prof. Online, cu probleme de matematică la geometrie. Deci este un început, deci tu cât ai văzut? Două filme, unul la geometrie și unul la algebră și am... Păi da! Păi da! Trei filme. Da. Deci sunt patru, parcă, nu? Sau cinci. Cinci filme. Cinci. Din cinci ai văzut trei. Da. Am văzut plecați, asta au fost. Da, da. Și am fost o porțiune care... Vreau așa, adică să-mi apară. Deci filmul respectiv... Da. Dragilor, ce cer eu ca să înțelegeți foarte bine? Deci dacă ai văzut filmul, nu știu care, titlul îl spui acolo și pe caietel încadrezi porțiunea care nu ți-a fost clară. De ce care ai văzut două, trei ori? Și aici discutăm, spuneam așa, la filmul din data D, l-am văzut lecția cu tare, cum se numește acolo lecția aceea, filmul 800 și 30 sau 40, 50, cât e acolo. Și am avut o chestiune, două, trei, pe care nu le-am avut înțelese și le-am înțeles cu ajutorul filmului. Da? Deci nu le-am înțeles, nu le-am avut eu înțelese prea bine și le-am înțeles cu ajutorul filmului. Și mi-am completat cu roșu, iată chestiunea acestea, explicațiile, pentru că dumneavoastră ați venit acolo cu explicațiile cele care mi-au scăpat din timpul lecției. Asta este dovada că am făcut treaba asta. Miruna, cât ai făcut? Eu pe toate mai puțin ultimul care l-am făcut, că mi-l amintea foarte bine. Așa, ți-era proaspăt. Da. Să faci experimentul ăla și pe ăla care l-aveai proaspăt, să vezi câtă bucurie te încearcă când revezi încă o dată toată chestia asta. Mm-hmm. Da? Deci încercați să vedeți ce salt puteți face. Pentru că sunt în momente în lecție când ești obosit, nu mai te poți concentra, zici da, 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 dar zici da, și tu ești pe lângă problemă. Eu insist acolo ca să te pot câștiga, dar acolo când te duci acasă și ești tu liniștit cu tine și ai și satisfacția asta că te auzi cum ai comentat ce ai vorbit, retrăiești încă o dată toată povestea asta. Și cu caietelul vezi practic tot ce ți-ai notat și ce nu ți-ai notat. Oprim aici, mai notăm un pic, trecem mai departe. Asta voi vrea să văd data viitoare. Problema 10 de la pagina 158. Problema 10 de la? 158. În triunghiul ABC, main social. Ipoteză. În triunghiul ABC, main social, adică da. AB diferit de oarecare. Dacă oarecare, da. Dar dacă e main social, o să trebuie să demonstrăm că e de dreptunghic, știți? Da. Facem direct dreptunghic. În triunghiul ABC, oarecare. Așa. Avem AD perpendiculară pe BC. AD perpendiculară pe BC. D aparține lui BC. Cu D aparține lui BC, da. Să se arate că triunghiul este dreptunghic în A, dacă și numai dacă, AB la pătrat. Deci, triunghiul, măsura unghiului din A, parcă da, da, da. A, BAC. 90 de grade, să arătăm asta. 90 de grade, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, AB la pătrat. Ori DC, egal cu AC la pătrat, ori DB. AC la pătrat, ori DB. DB. Trebuie să demonstrăm că AB la a doua ori DC la a doua egal cu AC la a doua ori DB sau e ipoteză? Nu, asta e dat. Mi-a zis că e dreptunghic în, aici dacă și numai dacă. Deci? Asta înseamnă că dacă e dreptunghic să arătăm asta și dacă arătăm asta să fie dreptunghic. Sunt două probleme, dacă ar fi să le luăm independent. Deci, dacă acceptăm că 90 de grade să rezulte relația, și dacă luăm relația și o prelucrăm, să constatăm că unghiul e de 90 de grade. Da? Da. Deci, mai citim o dată. Deci, între unghiul ABC isoscel, AD este perpendiculară pe BC. Așa. Și de aparține lui BC. Să se arate că triunghiul este dreptunghic în A, dacă și numai dacă, AB la pătrat ori DC, egal cu AC la pătrat ori DB. A, B, C. Din A am dus perpendiculara. D. AB pătrat ori DC.
egal cu egal cu acela pătrat ori de de B, da. Deci AB pătrat ori de C egal cu AC pătrat ori de B. Îl scriem pe AB la a doua ca și fiind delta triunghiul e dreptunghic. Care? Deci mergem așa. Deci mergem în sensul ăsta. Mergem și recunoaștem că unghiul e de 90 de grade. Deci problema așa, da? Deci măsura lui BAC egal cu 90 de grade. Dacă? Ai văzut că triunghiul DAB e dreptunghic. Să scoatem pe AB la a doua, să fie egal cu ceva, și pe DC la a doua, să fie egal cu ceva. Bine. Da? Să ne organizăm. Vrem să folosim relația și să iasă unghiul de 90 de grade, adică problema inversă vrei. Da. Deci așa vrei. Adică avem că AB pătrat ori de C egal cu AC, adică sensul ăsta, da? Sensul ăsta. AC pătrat ori de B se rezultă că măsura lui A egal cu 90 de grade. Putem preluca relația, ținem cont de ea și ce mai putem noi găsi alte relații. Tu ai zis AB pătrat egal cu AD pătrat plus DB pătrat. Da. Putem, da? Deci în triunghiul AD, în triunghiul ADB, în triunghiul ADB avem că măsura lui măsura AB egal cu AB pătrat. Deci măsura unghiului D este egal cu 90 de grade, nu? Da. Și atunci, conform teoriei lui Pitagora, din teorema lui Pitagora rezultă că AB pătrat egal cu AD pătrat, da, plus DB pătrat. DB pătrat. Pe de altă parte, în triunghiul celălalt, nu? În triunghiul ăla. Da, da. În triunghiul ADC. În triunghiul ADC avem măsura unghiului D de 90 de grade și da, tot așa conform teoremei lui Pitagora AC pătrat AC pătrat egal cu AD pătrat plus CD pătrat plus CD pătrat. Le adunăm relațiile. Nu, nu, eu zic că ținând cont de relația asta mă gândesc să lucrez pe AD pătrat cu asta și pe AC pătrat cu asta. Da. În relația dată. Deci în relația dată, în relația AB pătrat, o scriu că egal cu AB pătrat ori DC, egal cu AC pătrat ori DB, înlocuim pe AB pătrat. Adică AD pătrat plus DB AD pătrat plus D B pătrat, totul de mulțit cu DC. Da, ori DC egal cu AD pătrat plus CD pătrat. CD pătrat, totul de mulțit cu DB. DB, echivalentul. Aplicăm distributivitatea să vedem ce ne iese. Deci avem ce? A de la a doua. Vorbește A A de la a doua ori DC plus DB ori DB pătrat ori DC egal cu AD pătrat ori DB ori DB plus CD pătrat ori DB. Echivalent. Scădem ăsta, împărțim un AD, că se repetă AD pătrat. Unde vezi că se repetă AD pătrat? AD pătrat îl vede aici și îl văd și aici, da, nu? Și atunci și aș putea duce totul într-un singur membru? Da. Da? Da. Da? Da. Ia să zicem. Sau ăștia cu AD pătrat într-un membru și celălalt... Da, mai bine așa cu AD într-un membru. Așa, ca să le dea... Da? AD la a doua. Deci, hai să zicem așa, AD la a doua. Ori de ce?
minus... minus a de la a doua. A de la a doua. A de la ori ori de b. Egal cu... egal cu de c de la a doua ori de b. Da. Să, că era în dreapta acolo, nu? Da. C de la a doua ori de b. Minus de b la a doua. De b la a doua ori... de c. Ori de c sau c de? Da. Orice de. Orice de. Deci dacă luăm un termen... împărțim un de b. Dacă luăm un termen din partea cealaltă și ducem partea cealaltă, atunci luăm pe termenul ăla și îl păstrăm cu același semn. Păi este o rămasă la casă. C de pătrat ori de b o rămasă la casă, în dreapta, nu? Uh-huh. Și l-am dus pe de b ori de c în partea cealaltă. Deci unul l-am dus în stânga și altul în dreapta. Și l-am schimbat da. Și unul acolo. Deci, mă, știm bine acum. Da, da. Împărțim pentru DB, că se repetă. Unde se repetă pentru DB? Și în partea stângă și în partea dreaptă. Dă patru unul pe partea pe AD și acolo... AD pătrat. AD pătrat, da? Pe cât... da. Și vine AD pătrat. Pe lângă de C. C minus DB. DB. Și egal cu cât de ori DB pe lângă... cât de ori DB aici putem spune. Cât de pătrat. Cât de ori DB pe lângă... pe lângă minus DB. Cât de... minus DB. DB. Împărțim prin D cât minus DB. Cât de minus DB, că este același factor. De la 2 egal cu C de ori DB. Ei... vă întrebați de ce a zis Ernei Soscel? Dacă se aplică în felul de teorema catetei. De ce a avut grijă să spună întâi Ernei Soscel? Ca să nu fie congruent AC cu AB. Și ce dacă s-ar fi întâmplat? Dacă AC ar fi cât AB, ce s-ar fi întâmplat? Atunci am avea AC la 2 ori DC egal cu AC la 2 ori DB, adică DC egal cu DB. Într-un triunghi isoscel, înălțimea pică și medială și toate. Și atunci CD egal cu DB. Da. Și dacă CD ar fi egal cu DB, cât ar fi fost aici? CD. 0. Și într-o astfel de situație, era egalitate evidentă. Da. Cum ai spus tu, A, C, D ori DB egal cu AB ori AC și n-ar mai fost o relație pe care să o putem fructifica. Deci de aceea a zis neisoscel. Pentru că în clipa asta de C minus DB ar fi făcut 0 și 0 ori ceva faci 0, 0 egal 0, nu m-a mai conduce, n-aș mai fi putut continua relația mai departe și nici n-ar fi fost relația asta ar fi avut o calitate care să mă ducă pe mine spre unghiul acel de 90 de grade, da? Și rezultul de aici, că de la pătrat egal cu cei de ori de teorema înălțimii, nu? Și deci, acum pot să împart prin așa asta, ambrii membrii, și de aici rezultă... către unghiul ABC e dreptunghi. A de pătrat. A de pătrat este egal cu C de ori de B. Teorema înălțimii chiar. Și asta... e teorema înălțimii și mă conduce... Nu mai scriu într-un dreptunghi, că altfel... Nu mai scriu într-un dreptunghi, este de balanță. Și din aplea, da, corect. Asta dacă și mai dacă, aici îmi permis să fac dacă și mai dacă. Și atunci se rezolvă problema complet. Da. Că dacă am băgat dacă și mai dacă, înseamnă că... și așa, și într-un sens în celălalt, dacă și mai dacă. Măsura lui ea, egal cu 90 de grade, și termină problema. Deci am avut șanse că teorema înălțimii are și reciprocă. Okay. Dacă într-un triunghi dreptunghic totdeauna A de pătrat este egal cu C de ori de B, iar dacă are loc relația, numai într-un triunghi dreptunghic se întâmplă asta. Corect. Și atunci problemele amândouă sunt rezolvate. Eu mă întrebam dacă fac într-un sens sau celălalt, dar de data asta au mers cu dacă și mai dacă, pentru că am avut în raționament am avut relația, am preluat-o dacă și mai dacă, vedeți, echivalentă, așa. Am prelucrat-o, am scris pe tabura în triunghiul ăsta și în triunghiul ăsta. Pe AB pătrat am scris cu cine este egal, pe AC pătrat cu cine este egal. Am locuit și mă duce la relația asta. Pot să simplific
Atenție, nu s-ar fi putut simplifica aici. Dacă nu era neisocit. Dacă nu se poate ceva printr-un număr diferit, numai printr-un număr diferit de 0. Când avem, simplificăm fracția 2x egal cu 3x pătrat. Bun, oare și spun că simplificăm prin x, împărțim prin x ambii membrei, asta dacă și mai dacă x-ul e diferit de 0. Corect. Că dacă x-ul ar fi egal cu 0, ar fi o identitate banală. De aceea era neisocel. De aceea neisocel a fost acolo. În mod de, clar aici, că pentru 2x egal cu 3x pătrat, se procedează așa. 2x minus 3x pătrat egal cu 0, ceea ce ar fi echivalent. Scoatem pe x în factor și x pe lângă 2 minus 3x egal cu 0. Și când? Și când l-am produs, am 0. Când pe rând fiecare cu șanse să fie 0. Corect. Deci de aici rezultă o variantă x egal cu 0, adică asta. Și 2 minus 3x. Și cealaltă 2 minus 3x egal cu 0, adică ar fi aici o x1 egal cu 0 variantă. Și a doilea x, de aici rezultat, x2 egal cu 2 pe 3. 2 pe 3, corect. Da? Pentru că în condițiile în care împărțim, pierdem varianta x egal cu 0. Pentru că prin împărțire, noi asigur o facem numai dacă x e diferit de 0. Corect. Dar acea variantă se pierde. Din multe ori se întâmplă slăbiciunea asta în calcul și se pierde expresia aceea. Autorul a avut grijă să ne spună din neisoscel ca să ne asigure că putem face împărțirea aceea. Deci de-aia nu a zis triunghiul ABC, a zis neisoscel. Da. Neisoscel adaugă și chestia asta. Da. Este poate pentru prima dată când într-o problemă ni se specifică neisoscel. Da. Da? Bun. Altă problemă. Problema 12, de la aceeași pagină. 12. Aici avem triunghiul ABC oarecare. Așa. Asta este și problema 12 și triunghiul ABC. Am zis. Deci 12 de la? 158. 158, da. 58. Tot un triunghi oarecare, de data asta nu mai zice neisoscel. Așa. Deci, în ipoteză, triunghiul ABC oarecare, triunghiul ABC oarecare, ABC oarecare, de aparținerea lui BC, de aparținerea lui BC, astfel încât AD să fie perpendiculară pe BC. AD perpendiculară pe BC. În loc să spunem, ducem AD perpendiculară pe BC. Formulează un pic AD. Da, da. Să arătăm că triunghiul este dreptunghic în A, dacă și numai dacă. Deci măsura lui A egal cu 90 de grade, dacă și numai dacă, 1 supra AD pătrat este egal cu 1 supra AB pătrat plus 1 supra AC pătrat. Da. Deci 1 pe AD pătrat egal cu 1 pe AB pătrat plus 1. Am înșteles figura și bine a făcut. Uh-huh. Să plecăm de la relație, să plecăm... De la relație. De la relație, da? Și două prelucrăm și avem tot așa acolo, vedem ce iese, da? Da. Echivalent cu... Dacă plecăm de la relație, nu putem lua în vedere că BAC are 90 grade, nu? Nu. Prelucrăm relația și dacă prin echivalență ajung la o relație ca să se recunoască ca teorema catetei, teorema lui Pitagora. Da, într-un triunghi dreptunghic sau teorema înălțimii, cred că înălțimea va fi recunoscută din nou, atunci triunghiul este dreptunghic. Păi A de la a doua... AB pătrat, AB pătrat e format din AD pătrat plus DB pătrat.
Din, adică AB e ipotenuză. Da. Și da. Am înțeles. Dar nu aș înlocui aici, în forma asta, că va fi suma la numitor. AB pătrat este AD pătrat plus DB pătrat. Da. Deci va fi greu așa. Uh-huh. Mai bine aduc la aceeași numitor. Văd cum se așează. Corect. O prelucrez pe aceea și nu încerc să folosesc Pitagora. Uh-huh. Deci relația asta, cum o vedeți aici, trebuie prelucrată. Nu-mi place așa să locuim în ea, în forma care e dată acolo. De aceea numitorul comun. Deci aici AD pătrat pe lângă AC pătrat plus AB pătrat, nu? Și aici vine amplific cu AB pătrat ori AC pătrat. Care e numitorul comun? Produsul tuturor. Da. AD pătrat ori AB pătrat ori AC pătrat. Aici amplific cu AD pătrat pe lângă AC pătrat și aici AD pătrat pe lângă AB pătrat. Din coace celelalte două. Cu alte cuvinte devine relația aceea echivalentă cu AB pătrat ori AC pătrat. Ori AC pătrat, da, de. Egal cu? Egal cu AD pătrat ori AC pătrat. AD pătrat pe lângă AD, să zicem de dată, pe lângă? Pe lângă AC pătrat. Plus AB pătrat, da? Da. Deci AB pătrat ori AC pătrat este egal cu AD pătrat pe lângă AC pătrat plus AB pătrat. Totul supra... Nu, mai e, am eliminat numitorul. M-am eliminat. Și atât în membru stâng, cât și membru drept am adus același. Am adus, dacă tu aveai dreptate, dacă duceam numai în partea stângă. Într-un moment. Dar că de la un cap la altul am eliminat numitorul și am transcris-o așa. Acum. Trebuie să o muncim pe. Aș trebui să desfacem paranteza. Prin acea a doua, ori AB la a doua. Desfacem paranteza. Acolo e plus. Desfacem paranteza. Dacă împărțim pe AB pătrat ori AC pătrat, distribuim și le va ajunga la cea înainte. AC la a doua. Desfacem paranteza. Plus AB la a doua. Putem desfacem paranteza. Dar să vedem la cine folosește. Păi am simplificat. Nu simplifici nimic. De eventual s-a reduce, da? Da. Și termenul, nu sunt termeni asemenea. Scrie pe că... AC și pe AB în funcție de AC la a doua egal cu AD. Sigur că da. Exact. Deci AC la a doua egal cu AD pătrat plus CD pătrat. Și AB la a doua egal cu... La fel. Plecăm în triunghiul, da? Da, zicem asta. Deci în triunghiul. În triunghiul ACD. A. Ce de? Zice măsura unghiului. Măsura unghiului D de 90 de grade. Da, deci măsura unghiului D. Măsura lui D de 90 de grade. După aia, din teorema lui Pitagora, rezultă că AC pătrat egal cu AD pătrat, AD pătrat plus CD pătrat. AC pătrat este, nu? Da. AC pătrat egal cu AD pătrat plus CD pătrat. După aia, în triunghiul ABD, de măsura unghiului D egal cu 90 de grade, din teorema lui Pitagora, AB pătrat egal cu AD pătrat plus DB pătrat. Și acum relația asta de aici devine B de la a doua plus D la a doua. În loc de AB pătrat, B de la a doua plus D la a doua. A de la a doua plus D la a doua. AD pătrat plus DB pătrat. Oi, A de la a doua plus C de la a doua. Egal cu A de la a doua. Da. Oi. Pe lângă, A de la a doua plus C de la a doua, plus B de la a doua plus D la a doua. Și egal cu... Echivalentul. O prelucrăm. Egal cu B de la a doua plus D la a doua. Trebuie să mai scriu cu datorul.
Nu, nu, mulțim. Deci facem paranteza, da. A de la a doua, de la a patra. Așa, facem. A de la patra plus... Tot cu a de pătratori. A de pătratori CD. CD pătrat. Am întrebat cu termenul cu AD, acum a venit DB. Plus DB pătrat, DB pătrat, ori CD. Ori AD. Că DB începe la margine, așa. A, da, ori AD. AD pătrat. AD pătrat plus DB tot la pătrat. DB la a doua, ori CD la a doua. Am luat pe AD. A, da, DB, da, da. DB la a doua, ori CD la a doua. Și egal cu? Egal cu. Egal cu A de la a patra. Uite, AD la a doua și AD la a doua, fac 2 AD la a doua. Da. Și ori AD la a doua, fac 2 AD... 2 AD la a patra. A patra. 2 AD la a patra. Plus... A de pătrat ori C de pătrat. Corect. A de pătrat ori C de pătrat. Și plus A de pătrat ori B de pătrat. Corect. Dacă, ia să vedem. A de pătrat ori C de pătrat dacă avem aici. Avem. A de pătrat ori C de pătrat, vezi? Da. Sunt identici. A de pătrat, C de pătrat. A de pătrat, C de pătrat. De o parte și de alta egalități. Cât aia? A de la a doua, B de la a doua și a doua. Da. Și A de la a doua, B de la a doua și cu A de la a patra, cu A de la a patra și mergem doar în A de la a patra. Așa. Și mă avea că B de la a doua, C de la a doua egal cu A de la a patra. A de la a patra ai zis? Da. A de la a patra ai zis la a doua, la a patra, da? Și cu 2 A de la a patra aici. Avem și acolo să avem A de la a doua. Și rămâne doar una A de la a doua. Și atunci, ce ne rămâne? A de la a doua. Dacă luăm din partea cealaltă, știți că avem acolo 2 așa, A de la a doua. A de la a doua. A de la a doua egal cu. Și B de la a doua, orice de la a doua. B de la a doua. Orice de la a doua. Și a de la a patra mi-ar trebui să fie. La a patra. La a patra. A patra. La a patra. Așa, așa. A de la a patra, B de la a doua, C de la a doua. Extragem un radical de ordinul 2 de aici. Extragem un radical de ordinul 2. Cum era de ordinul 2? Nu, extragem rădăcină pătrate, cum știți voi. Dar cum era de ordinul 2? Mai, dacă voi nu mai știți numai de ordinul 2. Voi suntem ordinul 1. Nu, voi știți numai radicalul de ordinul 2. De aici și ordin mai mare. Da, da. Ordinul 3 și ordinul 4 și ordinul 4. Da, da, da. Deci, extragem rădăcină pătrată. Corect. Deci, de aici, echivalent, cum a spune că radical, de ori, radical din A, de la A patra, egal cu radical din B, de la A doua, orice de la A doua. Și echivalent. A, așa o să mai scrie la ordinul. Și aici rămâne numai A, de la A doua. A doua. La A patra. Sunt A, de. Dar rămâne numai A, de la A doua. Da, că iesă, da. Deci, A de la 2 egal cu B, de radical din fiecare. B, da. B, radical din BD. De la 2, adică da. Numai BD. Da. Adică BD, orice, orice D. BD, orice D. De pe asta e teorema. Și de aici rezultă. Rezultă măsura unghiului. Măsura unghiului. Dacă și mai dacă, măsura unghiului. Iată că dacă da? Și mai 90 dacă. De grade. Fain. Unghiului, da? De egal cu 90 de grade. Mm-hmm. Deci, haideți să vedem. Trebuie să avem curaj. Secretul a fost acolo, că am eliminat... Asta e. Asta. Dacă lăsam așa, era imposibil să o conducem. Deci am azat cea ajutor, am văzut-o într-un alt mod și am locuit Pitagora A, B pătrat și A, C pătrat. Corect. Da? Corect, asta a fost. Și de aici totul a semnat o chestie. Facem un test. Facem multe teste, că avem timp. Da, dar facem atât la pagina 159, mă, ce mai duc 159. 159. Da, măi, 159. Vorbește-mă corect. Adu-s-o, da. Hai, ce
Începem cu primul test, testul numărul 1, test de verificare. Deci tu continui să ștergi aici. Da. I-am văzut că și m-aș fi ștersă eu, dar nu. Hai, mai aduți uretele. Mișcă-te. Nu din fund, dar eu. Eu dar nu din fund. Deci s-a roșit, mama, ce nu e nimic, lasă. Să mă roșit. Roșit, tomato. Sherry. Sherry. Așa. Deci facem testul numărul 1 de la pagina 159. Prima problemă de 2 puncte. Este și cu algebră sau nu, numai geometrie. Nu, numai geometrie, că urmează la ei test la geometrie, știți? Sau termin un capitol. Da. Da, am uitat să punctăm aici și facem numai geometrie. Numai da? Geometrie, da. Clasa 7. Asta. A 7. Și mai puneți unii la sfârșit la geometrie. 8. Trie, e, da. Se dă drum deoarece cu măsura unghiului BAC 90 de grade. Deci în ipoteză, ha? Un test, a spus, da? Da, da, da. Prima problemă de la test. Testul de la pagina ta. 159. Testul 159, pagina? Aia e pagina, 159. Testul numărul 1. Testul 1. De la pagina 159. 159. Prima problemă. În ipoteză avem triunghiul ABC cu măsura unghiului BAC 90 de grade. BAC. Măsura lui BAC. Egal cu? 90 de grade. Da. AD perpendiculară pe BC. D aparține lui BC. Dacă AD egal cu 12 cm. AD egal cu 12 cm. CD egal cu 24 de cm. Să se afle lungimile segmentelor. În concluzie. BD. BC. AB, AC. Da. Deci luăm un triunghi dreptunghic. În A. Plăcem una din AD. AD de 12 cm. Nu știm. Și CD 24. CD 24. Atunci o să schimbăm. CD A, B, C, invers. Da. Să rafăm pe toate celelalte. Deci asta e și 12. Și asta este 24. Asta e simplu. Da. AD. Când cunoști înălțimea, ești într-un triunghi dreptunghic și cunoști o bucată de ce, cum reacționezi rapid? Măsura unghiului AC. Nu unghiul, măi. N-ai, îți cer laturile. Dacă toată, deci BC, BC e formată din BD plus DC, da. Atunci a... Nu știu nimic. BD de 12 și DC de 12. Dar nu, nu e la mijloc, tu la mijloc. De ce se împarte două? Mai dacă ar fost triunghi isoscel, pică mediană și mediană și mediată înălțimea. Dar ce este AD? Înălțime. Păi, într-un triunghi dreptunghi, ce știi cu înălțimea la cu știi, o cunoaște? Dacă înălțimea este jumătate din ipotenuza. Când ați așa când ați mai jumătate din ipotenuză? Nu s-a spus niciodată. Da. Nu arunca vorbile așa. Trebuie să fie rodul gândirii. Ce teoreme știi într-un triunghi dreptunghic? Teorema înălțimii. Cât era mediana jumătate din ipotenuză? Mediana jumătate, nu?
Într-un triunghi dreptunghi, mediana este jumătate din ipotenuză, da? Și în ce aici? Păi da, aici? Numai acolo, nu? Da. Sigur, și putem să și dovedim de ce. Da. Știi bine, de ce? Bine, dar aici am întrebat un profesor altceva, Pierona. Da, că ne-ați mai demonstrat totodată. Am mai demonstrat, da? Bine. Ea a vrut să se lămurească, apropo, de jumătate din ipotenuză și a vrut să-și facă ea, să-și clarifice lucrul ăsta. Adică, ce teorema știm într-un triunghi dreptunghi? Teorema înălțimii. Ce zici teorema înălțimii? Că A de pătrat egal cu... Nu, mecanic. Deci așa, din ce știi? Înălțimea egal... La pătrat. Înălțimea la pătrat egal cu... Produsul proiecțiilor determinate de ea pe ipotenuză. Deci înălțimea odată dusă, în partea asta, în două bucăți. BD și DG. Și înălțimea la pătrat, dar numai astăzi. În cele două probleme au fost două. N-am spus triunghi dreptunghi, dacă și mai dacă, fiindcă am ajuns de fiecare dată că AD pătrat egal cu BD ori DG. Da. Deci teorema înălțimii zice așa. Înălțimii spune că înălțimea la pătrat, dusă din vârful unghiului din 90 de grade, din vârful unghiului drept, este egală cu produsul proiecțiilor determinate de ea pe ipotenuză. Dacă nu știi cum cuvintele astea, spui așa. Înălțimea la pătrat egală cu bucățile cele pe care le-au determinat ea mulțite. Cele două segmente, BD ori DG, mulțite. Deci să știi măcar așa, cum să spun, conținutul în cuvintele tale. Deci o să spunem ce? În triunghiul. Și ce mai știi? Că teorema catetei ce spune? Deci teorema înălțimea asta spune. Teorema catetei? O latură la pătrat. Nu o latură. O catetă la pătrat. O catetă la pătrat egal cu produsul celorlalte două catete. Ia l-ai vorbit fără să... Ia l-ai vorbit fără să analizezi. Dacă nu știm aceste trei chestiuni la... De gândit la teorema lui Menelau, ceva, Stuart, nu spun întrebări de astea. Aici sunt esențiale, ele cele mai elementare. Și spune așa, o catetă la pătrat, deci în triunghiul ABC, asta înseamnă catetă. Și cu asta altă. O catetă la pătrat, egal cu produsul dintre ipotenuza toată și bucățica de lângă ea. Deci AC pătrat egal cu BC ori DC. Iar cealaltă, AB pătrat egal cu BC ori BD. Deci o catetă la pătrat egal cu produsul dintre toată ipotenuza ori umbra acelei catete. Umbra catetei AC este DC. Iar umbra celorlalte catete AB este BD. Și în sfârșit, Pitagora, cele trei trebuie să știi. Într-un triunghi dreptunghi, teorema înălțimii, catete și Pitagora. Ce spune teorema Pitagora? Pătratul unei... Pătratul ipotenuzei este suma pătratelor catetelor. Deci cea mai mare la pătrat egal cu cele două catete pe adunate la fiecare la pătrat. Da. Deci spune încă o dată. Teorema înălțimii, ce zice? Înălțimea la pătrat egal cu... cu produsul dintre... jumătăți... Nu jumătăți. Produsul... segmentelor, că sunt două segmente. Produsul segmentelor determinate de ea. Iar o împărți pe ce în două segmente. Nu sunt de aceeași mărime. Una mai mică, alta mai mare, da? Cele două segmente. Deci înălțimea la pătrat egal cu cele două segmente, produsul celor două segmente. Asta e teorema înălțimii, da? Da. Teorema catetei? O catetă la pătrat egal cu produsul ipotenuzei ori un segment din ea. Care? Foarte important. Proiecția
umbrei... Proiecția, adică da. Zici proiecție, ori eu zici umbră. A proiecția catetei. Catetei acelea pe ipotenuză. Da. Proiecția acelei catete pe... Deci o catetă la pătrat, egal cu produsul dintre ipotenuză, adică înmulțim ipotenuza cu proiecția ei, adică cu umbra ei. Și teorema... La Pitagora, ipotenuza pătrat egal cu suma catetelor. Suma pătratelor? Suma pătratelor catetelor. Deci să fii la pătrat, că altfel nu merge. Adi, parcă n-ai auzit niciodată de ele. Deci vezi, ne batem și ne chinuim aici, dacă nu știm cele trei teoreme, n-am făcut nimic. Te rog. Hai să zicem, conform teoremă, în triunghiul ABC, AD înălțime, dar atenție, triunghiul ABC cu măsura lui A, de 90 grade. Atunci, zi, relația teoremei înălțimii, conform teoremei înălțimii, TI, AD pătrat. Deci AD pătrat. Egal cu BD. BD. Ori DC. Ori DC. Echivalent cu? Știm cât e AD 12. Deci vorbește, vorbește cum dumă. 12 la pătrat egal cu BD ori 24, adică 144 egal cu BD ori 24, adică BD egal cu 144 împărțit la 24, BD egal cu... Ia în parte, 144 la 24, vezi dacă se împarte exact. Hai să scriem pe BD de forma 144 supra 24 ca o fracție. Să simplificăm prin 4. 4 și va fi egal cu 4 în 14 de... De 3 ori. Da. Hai, condu-mă, condu-mă, du calculul. În... 20, în 24 de 6 ori. 6 ori. Supra? Supra 6. Supra 6. Și egal cu 3, 6 împărțit la 6? 6. 6. Deci vezi? Este de 6. Am găsit-o pe cine deocamdată? Pe BD. Răspuns la BD egal cu 6. Cum aflăm pe BC? Adunăm DC cu BD. Deci cât va face? 30. De 6 egal cu 30. AB. Păi BC ori BD. Deci AB pătrat. AB pătrat, da. AB pătrat egal cu BC ori BD. Echivalentul. Sau echivalentul a spune că AB pătrat egal cu 6 ori 30. Egal cu 6 ori 30. Adică AB pătrat egal cu 180. AB pătrat egal cu 180. Funcțiune AB simplu e radical din 180. Radical din 180 care face cât? Încercăm să le scompunem. Da. Deci 180. Hai, 180. 180 prin 2. 2 ori 5 de dată, ca să zic. Da, 2 ori 5, 10.
18 de prin 2, 6, 3, 31. Da. Deci 180 adică la 3 la 2 ori 2 la 2 ori 5. Ori 5. Care îți mai scrie cum 3 la 2, 2 la 2 îți mai scrie? 3 ori 2, 3 tot ori 2. Da. 3 ori 2, tot la 2. Ori 5. Ori 5. Adică 6 la 2 ori 5. Adică zicem radical din... Radical din 6 la 2 ori 5. 5, adică 6 radical din 5. Egal cu 6 radical din 5. Ăsta este A, B. Da. 6. Am găsit pe AB 6, da? Deci AB 6 radical din 5. Pe AC cum o găsim? AC îi BC ori DC. Deci AC pătrat. AC pătrat egal cu BC. Casete, da? Da. Egal AC cu... pătrat egal cu BC ori DC. DC ori DC. Și egal cu... AC pătrat egal cu 30 ori 24. Dă-ne AC egal... AC pătrat egal cu... face 30 ori 24. 720. 720. Radical din 720. Care face? 72 ori 10. 72 e 2 ori 3 e 6. Da? 2 ori 3 e 6 ori 2 ori 5. 3 e 6 e 6 la 2. 2 ori 2 din 2 la 2 ori 6 la 2 ori 5. 2 la 2 înseamnă 2 ori 6 tot la 2. 12 la 2 ori 5. Adică 12 radical din 5. Deci este 12 radical din 5 este cine? AC. Să vedem încă o dată. Deci, după ce am făcut teorema catete înălțimii în problemă și Pitagora, am repetat încă o dată, de două ori, de trei ori, n-ai cum să faci probleme, deci asta nu știi pe astea. Deci trebuie ca atunci când te duci la luptă, nu te poți duci la război fără armă, cu praștia. N-ai ce faci în ziua de azi. Deci trebuie să știi niște lucruri ca să poți face mai ceva. 48. Da, ok. Și tot la a doua. Da.